Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la doza de satisfacție săptălunară. Zisesem adineauri dozia de satisfacție și m-a bufnit râsul. În fine, suntem aici pe R/Oddly Satisfying. S-ar putea să fim live când voi publica episodul acesta, pentru că jucăm noul The Last of Us 2 și o să pornim live-ul mai de dimineață. În fine, asta nu mai contează, dar scoatem un episod și pentru băieții cărora nu le place joculețul și vor să vadă altceva. Avem chestia asta cu 3D printerul pe care am văzut-o și eu, însă nu mi s-a părut chiar așa satisfying, dar răsura li s-a părut super satisfying. Au dat toți, mă, thumbs up. Poate că nu am uitat până la final, deci punem două plastice de-astea, plasticuri. Hai că învățăm română. Okay. Pentru a mulțumi sponsorului de astăzi, care este Boosteroid, unii dintre voi îl veți ști deja, l-am mai prezentat și eu pe canal. Avem una bucată telefon și una bucată Boosteroid, vedeți acolo în browser, boosteroid.com. De astăzi este și pe telefon, pentru cei care nu aveți calculator, dar totuși aveți ceva jocuri. De fapt, nu neapărat trebuie să le-ai cumpărat, de exemplu, vedeți Fortnite pe ecran acolo, este complet gratuit și îmi scuzați setup-ul meu scuffed, dar vedeți că este o listă cu jocuri, mai mult ce am eu pe cont, ce îmi recomandă mie. Și dacă apăsăm pe butonașul acesta și ne ducem jos, vedem că, dă-i mai jos, vedem că sunt toate jocurile precum pe calculator, dar le puteți încerca direct din browser. Deci nu este nicio aplicație, intrați în browser, boosteroid.com. Îmi face sunetul. Îmi imaginez, nu știu. Fac eu sunet aici. Este sau nu satisfying, băieți? Spuneți-mi voi. Presupun că este. Ceva de pe TikTok, în the way they cut it at the end of the 2. Ia mă, ce taie. Și ne-i gelatina asta. Stai. Așa. Dude, ce asta, mă? Cred că e ceva zahăr, nu? Că am mai văzut cum fac cu el așa. Aluaci, zici că e un prosop. Hai să mai dăm prin el ca să nu uităm chiar la tot, că suntem cu drepturi de autor. Dar zi tu că nu zici că e prosop. Ăștia fac prosop de mâncare? E bătă de baseball. Vreau să văd cum taie la final, ia. Wow, cum a tăiat la final cu albinuța. Șarpe Miu. Ia uite-l ce micuț e. Bă, e un snack. Așa se numește șarpele micuț. Cum dansează împreună, asta am mai văzut-o. Ia, că repară pielea. Car Leather Seat Restoration. Da, așa e, că pielea mai crapă. A stupat-o, bă. A stropit-o. Ok, pare nou-nouță. The way she's maintaining her balance. Al naib, am mai văzut videouri de genul. Pășești în față și în spate și e mai ok decât dacă ții picioarele legate. True, clear water of an Alaskan stream. Ia vedeți apa asta curată, nepoluată de mâna omului, care omul aruncă gunoaie în... Cum să arunci, mă, gunoaie în ocean, dude? Mă doare inima doar când văd videoclipurile cu oameni care aruncă și gen... Oameni care aruncă din mașină gunoaie în pădure, gen... Ce fel de om trebuie să fii să faci așa ceva? Ar trebui taxă de 500 de milioane dacă arunci în pădure gunoaie. Bridge in Netherlands. Ok, băieți, vreau să-mi spuneți sincer, sincer, ok, între mine și tine, când o să avem și noi un pod ăsta în România, așa? Măi, Rafael, dar noi deja avem un pod în România, așa? Cred că dacă avem noi în România, știm cu toții că se surpă direct podul și vin ăștia cu bărcile pe autostradă. Sau e ingineria românească de top. Nu uitați, băieți, să apăsați și voi pe butonoșul de like, să susțineți seria și voiam să vă repostarea aceasta pentru că îmi readuce încrederea în umanitate. Uite cât gunoi este în ocean. E inadmisibil așa. De ce arunca așa ceva în ocean, dude? Cum nu sunt, nu știu, cum de nu sunt companii sau să se popularizeze mai mult metode de, nu știu, să recicleze gunoiul, nu să-l arunce în... Ar trebui să fie ilegal, să nu existe așa ceva, mă, să arunci, dar probabil sunt din zonele astea mai sărace. Totuși ar trebui să fie niște firme care se ocupă sau... Că până la urmă împărțim și noi apa. Cu toată lumea.
Habar n-am, poate gândesc eu greșit, dar e straniu să fie atât gunoi. Și asta e nimic. Era o companie condusă de un băiat care avea inițiativa asta de a crea foarte multe dispozitive de genul care să se plimbe prin ocean și să colecteze gunoiul și sunt pe bază de, mă rog, folosesc energie electrică de la soare și foarte interesantă ideea, dar hei, ce n-ai cu gunoiul ăsta? Nu știu, sincer. Se extrag rădăcinile. Asta e satisfying, dar e în același timp dezgustător. Dar e doar o rădăcină de copac, băieți. Adică trage o rădăcină din burlan. Sau nu știu ce naiba. Da, da, da. E cam scârbos, dar da. Pentru că arată altceva și știu că unii dintre voi mâncați și... Hai măi, Rafael, că mâncam și eu. Spreading asphalt on the ground. Frumos. Frumos și satisfăcător. Ia, clătite verzi. Mamă, cum joacă cu ele. Joacă o pasta, așa se zice. Ok, ok. The way he paints. Ia mă, arată-ne. Repară peretele. Cineva sunt ălea? Credem că e o rățușcă ceva. Aaaa, nemernicu a pus coal peste și apoi a vopsit el. Da, 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 înțeleg. Mănâncă nările. Le-a colorat frumos. Dar nu înțeleg care e logica. Aia arată mai curat, dar totuși a murdărit iar peretele dacă a pictat peste. A dat cu grafitiul. Asta e mișto. Asta e de acum 9 ore. Șmecher rău. Nu mai știu cum se traduce pomegranate. Nu știu, nu cred că avem fructul ăsta sau ce naibă fi în România. Dar fiți atenți ce mișto îl taie și cum ar trebui el mâncat adevărat. Pentru că fiecare parte de asta roșie se lipește din centru, vedeți? Are, înțelegeți ce zic, nu? Scoate câte o feliuță. A tăia mișto rău de tot. Tare. The way she timed the dancing. Ce facem, mă, dansul? Dansul din Fortnite? Ah, nu. Să pare că e un dans din Fortnite. Ok, ok. Piano! Frumos. Cine bea? Lol, credeam că e un prosop, e bere. What? Ok, ok. Poate merge de thumbnail, dar nu cred. Poate merge de thumbnail, dar nu cred. Vreau o poză de thumbnail de top, ca voi să dați click pe video. Satisfying synchronize, că se ridică? Mhm, amândoi. Ok, pomul ăsta zici că are nori, nu? Ca și frunze. Cade, bă! Dădeți-vă la o parte! Boom! Se sparge ca în Minecraft, ca în... Nu, cred că e în Terraria, așa. Sau? Asta trebuie să vedeți. Spune-mi dacă nu e satisfying. Ok, wait for it. Ia uite-l, mă. N-ai, mă, ce să mai comentezi. Omul își iubește jobul. Avem un profesor, mă, parcă, la un moment dat care scria pe tablă și în același timp ștergea. Sau nu, cred că ne-a povestit un profesor că avea el. Și scria pe tablă și cu cealaltă mână ștergea. Gen, ceva de genul ăsta. Ce e asta? Notătorii înainte ca... Apa să se spargă. Vedeți cum se formează? Nice. What? Sorry? Bă, nu sorry. Că vrem să mai vedem noi aici. O pictură satisfying? Ok. Un dești. E pantera roz? Cred că da. Ce față are de șmecheraș. Mamă, ia vezi gogoașa asta, dude. S-ar putea de thumbnail, nu sunt sigur. Pâine. Bread making success. Nu înțeleg ce se întâmplă aici, dar sunt sigur că unul din voi a mâncat pâine acum 5 minute. What happens when engineers have too much time?
Am meșterit ceva la ele, nu știu ce, că nu stăm să ne uităm un minut. Mai e și calitate de 144p. Am un fel de pinball, ce mă ăla? Aaa, înțeleg. Se învârte mereu. Da. Stop motion chair refurbishing. Mi se pare extrem de greu să faci așa ceva. Deci, îl fac nou nouțea, uite-l. E mai mult de editat, cred, nu? Că lași camera să filmeze și muți ceva, te dai din cadru, muți ceva, te dai din cadru și tot așa. E mult la editing. Dar e satisfying. Bă, ce mișto, mă. Cât de tare. Cum îl îmbracă. Wow. Ok. Prea mișto, mi-a plăcut. Pisica lichidă. Bă, câta varza. Îmi aduce aminte de Stardew Valley, dacă ați jucat. E o șansă ca să ți se spawneze o legumă de aia super mare, o varză, o ceva, un dovleac. The flow of the liquid from one cup to another. Stai Aladdin, mă, cine? Ia uite-l, bă, pe nebun, ce face? Dă pe afară și umple în partea cealaltă. Eu nu văzusem paharul ăsta de jos. Du-te, bă, de aici, că-ți dau un like, nemernicule. Iar ăsta. Carving patterns on wood. Sap în lemn, ia uitați-l. Steluța. Îmi place. Pianul, ok. Asta nu știu ce. Bă, pepenașul. Wow, ce mișto a făcut. Și asta e... Ha, nu. Credeam că e un pancake. O clătituță. Tart decorations. Frumos, e satisfăcător, într-adevăr. Și mi se face și puțin poftă. Ziceți voi că nu. Wow, în Japonia. Așa ceva n-am mai văzut. Super, ce mai chiar, mă. Cred că e paradisul oricărei albinuțe. Devil's Tower in Wyoming. Da, ci că s-a format printr-un vulcan sau ceva de genul care a erupt și s-a... Sau nu mai știu. Eu de asta super, super mare. Da. Nu știu ce e satisfying acolo, dar mă rog. Că e din Minecraft ăla. Puiu. Cute chicken falls asleep getting a belly rub. Îl masează și doarme, bă. Stă și el la soare. Iată ce doarme. Da. Sunt drăguți ăștia mici. Parcă am mai văzut, nu sunt sigur. La perfecție, la introdus. Destul de bine. Aici ne hipnotizează. This vinyl is trippy. Ne hipnotizează, nu vă uitați. No! Chiar e trippy. Ok. Chelia. E trist că are chelie. Am văzut și eu astea pe net. Dar nu cred că mi-ar plăcea să am așa ceva, sincer vă zic. Dar îți redă încrederea, să zic. I-a făcut o pălărie cu păr. Îl tunde ca lumea și după aia lipește părul pe cap. Poți să ții la, până la câteva săptămâni dacă nu mă înșel părul ăla. Pare super natural. Dar sincer... Oh, ia uite-l pe ăsta, bă, câta brandul are. Sincer... Bine, nu cred că e opțiune pentru toată lumea, poate nu merge sau așa, dar cred că m-aș duce la turci. Cred că m-aș duce la turci decât să-mi lipesc păr în cap, mai bine îmi trag dintr-o parte și lipesc ei. Dar ce că doare, însă...
frumos. Fast posing model. Al naiba, stai că le știi și pe doros, le facem pat noaptea. Le visează. Ok. Nu e chiar satisfying, dar e ok. Ce fuge câinele. This reveal of my hidden hair color. DIY in a college dorm bathroom. Ok, ok. Nu e rău, nu e rău. Cocoșu. Wow, aveți cocoș la țară, băieți? Al naiba, câte ochianele are. He makes it look easy. Asta e satisfying. Dar ce e materialul ăla? Șarpele! Șarpele, băieți! Zici că e sirenă. A, nu e dragon. Ok. Two 3D printed twist containers. Oh. Taie ceapa, frățiorul. Așa ceva e ireal, mă. Cuțitul ăla, în primul rând, trebuie să fie foarte ascuțit, cred. Și ăsta a tăiat la viața lui multă ceapă. Multe cepe. Mhm. Merge fluent, îmi place, îmi place. Cu skateboard-ul. Ok. Hai să mai... Wow, ce chestie asta misterioasă. Did it myself or sell the work for my PC? Ah, e randat pe calculator. Mamă. Oare când o să vin și unei grafici de astea casual așa în jocuri? Gen, nu grafici, dar... Cred că de la RTX, nu? Cu umbre, cu chestii. Se termină placa video, procesorul. Wow. Wow, wow, wow. Mai departe. Folosește un magnet ca să facă drift. Am văzut asta. Am văzut-o, băieți. Trage magnetul puțin de fund mașina și după aia se duce ca lumea. Ok. Ying Yang. Nu e rău. Nu e rău deloc. Și că se conectează punctulețele. Come together, mă rog. Ies mișto. E, da, presupun, presupun. Nu e chiar... Ce facem ăsta? Fluent cup stacking. E un GIF reversed? Nu e. Sau? Cred că e reversed. Cred că este un pic... Mă uit la televizor în spate și a pus-o la ochelari sau ce-a făcut? Cred că e reverse, că s-a întors cu spatele. Mă rog, nu mai contează. A plouat până la limită. Bă, curcubeu. Make a ring by coin. Asta face curcubeu. Rainbow developers found. What? Lol. Asta cine îi va face? Plăcinta curcubeu. A, nu cred că e plăcinta, sau? Pare ca un burete ceva. Nu știu dacă e plăcinta sau nu, e delicios sau nu. Bă, ce aia vreau și eu. Uite-l pe ăsta, a jucat prea mult Minecraft la viața lui. Work smarter, not harder. O știe, mă, brotherul. Ok. This gumdrop being pressed. Sfarmă fălci. Ok, îți dau și un thumbs up. Am și eu de-asta cu care pistez usturoiul. Ruznacu. Prazu. A pro versus beginner lolly chopping. Se numește în engleză prazu lolly chopping. Asta face câte patru deodată.
N-ar trebui mașinării care să tai așa? How physics work? Asta e șmecheră rău de tot. Deci, asta e bună pentru ora de fizică. Cu o scobitoare ține toată asta, ține toată greutatea. Și faci la un moment dat un experiment, fiți atenți aici, că ține sticla doar cu o scobitoare. Gen, explică asta, Einstein, doar cu o scobitoare. Învățați fizică, băieți, că e importantă. Noi ne cam oprim aici cu episodul. Se închide ușa, papagalul. Asta face clătite, making waffle cones. Aha. E chiar așa rău. Oh, ce fac ăștia înghețata? Oh. Ok, e bună, e bun conul ăla de înghețată, mi-a plăcut mereu. Bun, boys, o să ne primești cu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem la viitoare. Pooo!